Creșterea producției interne și stimularea exporturilor reprezintă soluțiile ideale pentru a reduce deficitul balanței comerciale în sectorul agricol și pentru a stabiliza prețurile la alimente, spune Nicolae Ionel Ciucă. Partidul Național Liberal a depus eforturi atât la nivel național cât și la Bruxelles pentru a asigura accesul fermierilor români la cât mai multe finanțări europene disponibile. Această abordare se va menține și în viitor, deoarece competitivitatea producătorilor este esențială pentru forța și reziliența economiei, transmite liderul liberalilor. Fermierii români trebuie să fie sprijiniți prin politici coerente și bine țintite pe nevoile lor. Am avut astăzi în satul Doaga din Vrancea o întâlnire cu producătorii de pe Piața Laptelui. Am pus pe masă și bune și rele pentru a înțelege exact problemele și provocările domeniului lor. Creșterea producției interne și stimularea exporturilor sunt soluțiile ideale pentru a reduce atât deficitul balanței comerciale din acest sector, cât și prețurile la alimente. PNL a luptat atât în țară cât și la Bruxelles ca fermierii noștri să poată obține cât mai multe finanțări din surse europene și tot așa ne propunem să facem și de acum încolo, pentru că forța și reziliența unei economii sunt întotdeauna date de competitivitatea producătorilor săi, este mesajul transmis de către liderul PNL și al Senatului Nicolae Ciucă pe pagina sa de socializare. Președintele PNL a transmis colegilor săi liberali că alegerile nu se câștigă doar pe rețelele de socializare. Este nevoie de comunicare față în față cu oamenii. Tocmai de aceea liberalii din teritoriu trebuie să meargă din ușă în ușă, din poartă în poartă pentru a-i convinge pe oameni de seriozitatea acțiunilor întreprinse în sprijinul dezvoltării acestui sector. Nicolae Ionel Ciucă a explicat că liberalilor nu trebuie să le fie teamă să vorbească și să le explice oamenilor adevărul despre realizările partidului. Dacă asta nu se va întâmpla, va rămâne terenul gol și vor veni alții să vorbească în locul lor. Mai mult, românii așteaptă să audă din gura politicienilor despre virtuți, despre ceea ce înseamnă empatia, solidaritatea, onestitatea. Dacă nouă ne este teamă să vorbim și lăsăm terenul gol altora să vorbească despre ceea ce ei nici nu știu să explice în cuvinte, oamenii vor crede că noi ne-am dat cu alții, ceea ce este absolut fals. Trebuie să le vorbim oamenilor despre virtuți, despre ceea ce înseamnă empatia, solidaritatea, onestitatea, de ce nu muncă, pentru că doar prin muncă se pot obține lucruri, nu doar prin Facebook sau alte rețele de socializare se câștigă alegerile. Au și aceste rețele relevanța lor. Vă spuneam că trebuie să mergem să le vorbim oamenilor, pentru că altfel le vorbesc alții, folosesc abuziv aceste instrumente de comunicare și, din păcate, oamenii deja cred mai mult ce văd pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, decât ceea ce este cu adevărat în realitate și mai ales ceea ce pot să înțeleagă prin comunicarea față în față, a mai transmis liderul PNL.